Salutare, dragii mei! Astăzi vă arăt cum pregătesc plăcintele moldovinești la tigaie, fără drojdie, cu brânză și verdeață. Tot de ce o să avem nevoie? Apă, brânză, făină, mărari, ceapă, ou, oțet, zahăr, ulei de floarea soarelui și sare. Punem apa, oțetul, uleiul, zahărul și sarea, le amestecăm bine. Apa să fie călduță, nu fierbinte și nici la temperatură, mai bine să fie un pic călduță. Apoi adăugăm treptat făina. Făina să fie cernută, la mine e deja cernută și eu pun încet, încet făina, nu pun toată odată, în 4-5 ori, deci de vreo 4-5 ori adaug făina. Aluatul este gata, este elastic, uitați-vă, vedeți? Nu se lipește de mâini. Îl punem să se odihnească jumătate de oră așa, îl învelim cu ceva deasupra și îl lăsăm să se odihnească 30 de minute. Verdeața o tai mărunt și ceapa și mărarul și le punem în prânzică. În verdeață adăugăm brânza, ou și sare, nimic altceva. După 30 de minute, aluatul îl împărțesc cam în 10. Cam așa, biluțele. Le fac biluțe și le pun așa, sub o peliculă sau un prosop, că doar nu o să le folosim toate odată. Dacă e nevoie, mai presurăm puțin făină, foarte puțin.
Acum luăm prima biluță. O întindem bine. Nu lăsăm să odihnească nimic, între timp cât fac eu acolo plăcințelele, pun tigaia cu ulei și fac una o prăjesc, fac una o prăjesc. Ulei pun normal, nu pun foarte, foarte mult și le prăjesc așa, la un foc puțin mai tare de mediu. Plăcințelele sunt gata. Vreau să vă spun că dacă nu puneți drojdie, iese aluatul mai subțirel și să nu vă temeți că nu absorbe mult ulei. Mie mi-a rămas mai mult de jumate de ceea ce am pus în tigaie. Să aveți poftă!